Patru gimnaste de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor participa începând de mâine la Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare 2011. Competiția se va desfășura la Arad în perioada 6-9 octombrie 2011, în organizarea Federației Române de Gimnastică Ritmică și a Autorității Naționale pentru Sport, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad și a Clubului Sportiv Municipal Arad. La acest concurs s-au anunțat participarea peste 100 de gimnaste cu vârste cuprinse între 10 și peste 16 ani, de la 14 cluburi din țară. Gimnastele se vor prezenta în competiția categoriei a treia, echipe și individual, cu patru obiecte, cerc, minge, măciuci și panglică. Campionatele naționale de gimnastică ritmică pentru junioare și senioare 2011 se bucură și de o pagină pe Facebook, unde puteți intra în dialog cu organizatorii acestui eveniment și cu iubitorii acestui sport.